Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă, băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CS:GO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CS:GO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CS:GO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CS:GO Wingman Hacking. În acest episod trebuie să ne primim rankul așa cum să jucăm la modul cel mai serios. Suntem alături de Smokey, zici și tu ceva, manule. CPD. Ce ratat, cu aia. Haideți, bă băieți, să facem la acest episod 1000 de like-uri. Acestea sunt episoadele, doamne, acestea sunt comentariile din episodul trecut. Mă scuzați că m-am încurcat, aia este. Nu uitați, dacă vreți să apareți în următorul episod, puteți să lăsați la acest episod un comentariu. Iar dacă aveți noroc, o să apareți în următorul episod. Dă-i și tu start, Smokey, până le mai zic eu aici la băieți. Bă băieți, ca de obicei jucăm cu Exitium. Nu uitați, dacă vreți să-mi luați configul, aveți gratis aici, pur și simplu dați pe norișorul ăsta, căutați Raul2K, legit, mă rog, căutați doar Raul2K, o să vă apară toate configurile astea, dar voi îl luați pe cel de la Raul2K, care aparent nu este aici, nu scrie niciunde, mă rog, trebuie să scrie aici owner Raul2K, probabil că nu arată pentru că pui mei, nu-l arată probabil pentru că eu l-am creat și nu pot să mă văd pe mine, care cu ție PID? Da, după ce zic eu. Ce ratat că e, hai să vedem, bă băieți, dacă dai și noi rank up, avem 8 win-uri din 10 și după aia mai trebuie încă un win pe competitive, bă băieți, și o să avem rank de pe toate... Ți-ai payday, manule. O să avem rank pe toate game modurile și după n-avem decât să ne apucăm să le jucăm pe fiecare în parte ca să facem global și de aici apoi mei. Oh, mamă, nuke, bine, n-am mai jucat de mult nuke pe Wingman. Hai, manule, să vedem. Am cuțitele, mane, joc cu Exitium. Chiar de îndată le voi da un headshot de nu se vor vedea pe ei. Hai să vedem, bă, băieți, trebuie să jucăm. Mamă, vezi că s-ar putea și eu să iau coaie, s-ar putea și eu să iau rank bunicel. Da, păi, puștii ăștia au Legendary Eagle Master amândoi pe eu. Dacă aveam un rank mai mic, ne dădea cu BMG, cu Golnova, cu pui mei, da bă, băieți, din câte puteți observa, joc pe rezoluție 4x3, deoarece am zis să iau aici niște setări de astea mai de pro player, pentru că pro playerii joacă 4x3, așa că am hotărât și eu să joc 4x3, ăștia stau camp, așa că ar trebui să dăm rush simultan, băi, copile. Hai ca spart ăsta, ăștia se așteaptă să vin pe aici. Smokey, ai grijă, manule, Smokey, ai grijă, manule, că vin chiar de îndată și voi da un cap. Vezi că ultimul e sus acolo, ultimul e sus, sus pe rampă, sus pe rampă, sus pe rampă, am zis. Ce am dat-o, manule, ce să vorbești, mă, ce să mai zici, ei s-am dat. N-au mă coduri ăștia, au amândoi service medal, nu cred că mai dau codații cu service medal, manule. Acum de la ultimul update, când se ia Overwatch, cum se lua pe vremuri, nu cred că se mai... Nu cred că se mai joacă chiar așa de obvious, manule, nu știu ce să zic. Bă, băieți, dați și voi acolo like. Seniorule Dani Mocanu în ureche. Păi schimbă, mane, dă și tu pe Dani Mocanu mai încet, nu? Hai repede că eu dau pe aici pe jos. Dă-l și tu pe Dani Mocanu ăla mai încet, brother. Ia uite cu aia ce smoke. Bă, dar ăștia au aceeași tactică cu smoke-ul ăla, dar dacă le dau eu un nade pe aici și mă duc eu acum repede pe sus și le dau raș pe... Ia uite-l cu aia pe ăsta. Futu-s copilul, da. Ia uite-l, uite-l, uite-l pe smoke, vezi că e pe rampă, vezi că e pe rampă, manule. Bă, mamă, ce cap ți-a dat cu MP-ul ăla, brother. Mamă, te-a culcat aici cu tocul, s-a pișat pe level 10 face-it, de-ai tu, s-a pișat pe tot, ești nebun la cap. Hai să dăm forță. Dar zici ce mult m-a jucat înainte. Da, păi tu erai de ăla, iubitor de face-it, ești nebun și te-a culcat ăla, băi frate. 0 cu 1 cu 1, n-ai score, brother. N-ai score, hai mă, dăm rush. A, dar nu pot, eu mă duceam pe A-side, ia auzi la mine. Ia fem, brother, ce rush-am dat pe ei. Ah, băgame, l-am ratat pe ăla. Am crezut că e în dreapta unul rampă, hai, brother, dă-i pic. Brother, dăm pic dacă ai tu pe-o, dorăm, brother, pic. Da, brother, epic. Oh, sit down, copile, vezi că e sus acolo. Sus pe căcatul ăla din side. Bravo, manule, hai că ți-am lăsat și ție un kill. De aia am dat așa cât e un shot. Hai că de aia, păi mi-am dat că-s praf, nu știu să joc. Mamă, dar și ăștia nu prea aveau bani. Aveau Famas, what the fuck. Mi-au și-o atunci una. Ca vezi că ai Famas în bază în caz de... Ți-ai luat și tu aca. Da, bă, băieți, încă n-am reușit să ne luăm bani pe conturi cu aceste cuțite. Da, bă, băieți, mulți dintre voi probabil că o să ziceți că este fake, că nu știu ce ai dat. De ce? A, e bigoi. Probabil că mulți dintre voi ziceți, frate, dar acele cuțite sunt fake, nu sunt ale tale. Ai de la Skin Changer. Ei bine, bă, băieți, o să vă demonstrez chiar în momentul de față. O să intru aici pe profilul meu de Steam. Dar are AVP în pizda, mă, i-am dat mare cap și o să-mi iau eu AVP-ul chiar în acest moment, pentru că trebuie să mai schimbăm și noi armele, nu? Uitați, bă, băieți, dacă intrăm aici în inventar și l-am lăsăm să se încarce și eu să ne uităm chiar aici, le-am Shadow Daggers Rust Coat 61, bă, le-a scăzut prețul, manule, le-a scăzut prețul, vreau banii înapoi, gata. E 61 de euro, că aici nebun la cap.
Mi-a scăzut cu 8 bani, euro, cu 40 de lei le-a scăzut prețul cu aia, dar de ce oare? De ce ți-au ieftinit în halul ăsta? Care-i faza? Poate să ieftinezi, mă, la loc. Nu știu manule, dar s-au ieftinit rău de tot, să-mi bat picioarele. Hai mă, brodere, vină ca să-ți dau un nou scop. Bă, stai aici, bă. Uite-l, mă, bă, brodere, dar ce faci, mă? Cum să mori în halul ăsta, mă, băiatul? Ia, hai, brodere, dă-mi pic înapoi. Dă-mi pic, brodere, din nou, dă-mi pic. Ăsta încearcă să-mi dea pic pe aici, dar fii atent ce-i fa la prost. Da, poate colaborează cu prostul ăsta, bă, gamiaș. Ia, ce... Cum zice Nicușor 7, ia fii aici. Ia, nu poți să-i dau și unul pe aici. Pălălia de oho, nou scop, brodere, te-ai dus, ha. Pălălia de mătate. Trebuie să joc, trebuie să dau un 1v1 cu Nicușor și să-i dau cu codul, să văd ce zici. Om, așa, Ionel, ajung în iad cu aia. Ionel, pălălia. Dar nu cânta aia, cu mai avea una pe care o cânta. Nu știu dacă era Ionel asta cu pălăria. Asta era Ionel cu pălălia. Hai să dăm repede, bă, băieți, vreau să dau un nou scop forțini rău de tot aici. Oh, hai, dacă îi dădeam capul ăsta, era top. Uite, mă, bă, doamne, dar cum te ia fiecare rundă? Ce am dat-o să-mi bat picioare? Hai, mă, brodere, vină cu aceea să-ți o dau. Lasă-mă, mă, frate, că eu dau eu dacă tu nu ești stare, brodării, nu e fent aici. Ai 10 cu 1. Ce-a zis ăla? Da, să-mi bat picioarele. Te car rău de tot, bă, ce-o sta, frătiuc. Ia, stai că bag eu repede pe Translate să vedem ce a zis copilașul ăla. Ce are în cap, ia să vedem. Translate, băieți, bam, rusă, română. Animal cu software. Animal cu software, mi-a zis animal el cu software. Animal cu software. De acum încolo așa se le ziceau la codații deci de acum încolo, bă, băieți, eu nu mă mai numesc codat. Eu mă numesc animal cu software, băieți. Ce dracu vrea, mă, le-a, uite, coaie. Încă un nou scop. Unde-i? Ia aici, rampă. Hai, brodărinio. Hai, brodărinio, dai, bravo, Smokey, dai. Bam, o știi pe baba aia cu aia care era în patul de spital și zicea în continuu, dai. Sau da, zicea, nu mai știu ce zicea. Da. Băi, dar de ce râd de chestia asta, o să ajung în iad? Dar tu chiar crezi că e reală știrea aia cu aia, nu știu, mi se pare un pic cam dubios cu aia. Ai văzut știrea cu... Vezi că sparg ușa asta. Sparge-o. Ăla ce... Care? Ce era ungur sau ce era? Și... A, da, de s-a trezit că vorbește română peste noapte. Da. Cu aia și aia la fel. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva. Deci toată viața mea n-am avut nicio treabă cu România. Și acum, da, cu aia, te lovești la cap, vorbești chineză. Băi, cu aia, ce tâmpenie. Eu nu mă mai pot înțelege cu rudele mele. Da, cu aia, să-mi fac picioarele. Deci așa ceva n-am mai văzut, bă, frate, bă. Bă, hai, bă, dă-o în puii mei, mă, frate, bă. Pus și eu știre mâine, bă, băieți, m-au lovit la cap și sunt ruschi și o să fac canalul în rusă, gata. Sunt rus chinez în puii mei să mă bată, mamă, ce fain de aceste tapurile, dar vezi că vine amândoi la window acolo, să ai grijă, brodere. Bă, ce raș nesimțit. Minus 50. Ce raș ne... Ia fain, ce capul și asta. Aaaa! Mamă, ce m-a speriat de el să mă bată, tata. Și tu te urați. Da, mi-a tremurat mâna, nu țint aici, nebun la cap. Mi-a tremurat mâna, manule. Hai să ne luăm un mamă, n-am... Să-mi iau un SSG, să fiu un pic nesimțit cu ei în ultima rundă, Smokey, ce părere ai? Fii un pic de... Mamă, ce față ai să-mi bat picioarele cu aia. Te dic la pala Timoten. La ceam? La tot cu ăla, nu de la jurat de toți morții. Ei, să se ducă la muncă, să nu știu... Mam! Minus 94. Minus 94, frateu, că-i dau nou scop să... Bă, nu! Nu i-am mai dat nou scop! Dă-le pace, cot, mai 15 cu 2. Pulicioaica. Am și cuțit în inventar, aia ar trebui să mă intereseze pe mine. Nu 5 cu 2, cu aia ești nebun la cap, că le-am dat numai nou scopuri meci ăsta. Nu mai poți tu. Da! Mă, puii mei, postez două videouri, mă duc în vacanță în Miami cu aia, ce mă piși pe cuțitele astea, ești nebun la cap. Hai, mă. Dacă pun un video cu aia, mi-au biletul de avion, dacă mai pun un video, mi-au și cazare în Miami, brodere. Ce vorbești, ce chestia asta, ce am... Oai, de capul meu, ba, e prea obvious să o dai, frate. Prea obvious să o dai, prea teriș, bro. Mamă, ce mi-a dat, 1073, bravo, frătiuc, bravo. Ți-o sărit ținta un pic, Manuel, trebuie să-ți dezactivezi cheaturile chiar de îndată. Bă, băieți, mai avem nevoie de un match de wingman, așa că hai să trecem la următorul match. Fiți atenți, o să bat din palme și o să trecem la următorul match, ascultați. Coaie, ce obiez de căcat. Bă, băieți, am filmat până în prima rundă n-am filmat-o, coaie. OBS îmi pui mei. Băieți, filmați cu OBS, că nu știți bine dacă sunteți sărași ca mine și n-aveți două. Mamă, ce cam mi-a dat posta la mai de dar ăla, vezi că aici în stânga, brodere. Da, bă, băieți, uitați, dacă OBS încurajează să vă luați două monitoare, vedeți să cheltuiți banii aiurea. Pentru că dacă n-aveți două monitoare, nu știți dacă filmați sau nu.
Vezi, Coaie, că nu e aici, inside. E nu inside, du-te tot înainte, nu, dreapta, dreapta, după fix după cutia aici și după aia în stânga acolo prin crăpăt. Băi, Coaie, dreapta, aici, aici. Bravo, bă, Smokey, bă, ce trage Smokey, să mă bată tata. Du-te, frate, la Nexus Hacking, bă, băieți. Bai, bă, mi-a scris un abonat în comentarii, făceam noi mișto. Dar nu știu dacă eram tot cu tine, eram tot cu tine când ziceam de Nexus Gaming și de astea? Nu, știu. Nu mai știu și mi-a zis un abonat, bă, frate, dar bagă-te la Nexus Hacking. Nexus Hacking. Nexus Hacking. Jaxi. Jaxi. Cu Brawl 2K. Da, frate. Hai că da, plantezi repede bomba aici, la sper să nu tragă prin cutie să mă ia. Ai grijă, brodere, nu te risca, te riști, bro, te riști. Bă, dar de unde ți-a dat-o futus copilul, mă, și ăsta aici, știu. Mi-a zburat mouse-ul în pizza. Fii-mi ce-i fac, fii-mi ce-i fac. Oh, ce backtrack i-am dat, să mă bată tata. Ce backtrack urât i-am dat. Ce ai de zis, mă? Atreburați-mi, da, chiar. Am uitat să te întreb. M-auzi, mă? Puțin. Puțin, așa, un pic, a făcut așa un pic, a? Zicea, un pic mai mult de făcut din dreapta stângă. Un pic mai mult, așa, bă, să mor tu după ce filmăm, merge să băgăm la barbut pe GTA 5 online? Parcă n-am chef de 5M, dar aș avea chef de un GTA 5 nebun rău de tot, coaie. Fie-mi ce fire le-am dat la așa și fie-mi ce le fac aici să mă bată data. Uite-l, mă, te riști, bro, te riști, futu-ți gura, mătii, de o tragi tu din mișcare în smokey-a meu, frate. What the fuck? Bă, coaie, dar nu mai zic. Bă, ăsta mă omor aici, să-mi bat picioarele, să mă prinde și mă captușează. Fie-mi aici că nu m-a văzut prostul, fie-mi că nu m-a văzut prostul. Și mă prefac că mă întorc și mă prefac că pe aici și mă prefac că pe aici și mă prefac că pe aici și îl întorc și mă prefac că pe aici și bam. Săracul de ei, coaie. Așa de și turcul ăla, dă-i pace, dă-l încolo. Care turcul ăla, polat, nu polat, ăla alt. Nu că ți-a dat sau polat alea bară, ăsta ți-a dat ție. Nu știu, ăla cu nume fără. Ăla cu nume fără, ăla 4LPB1C, care înseamnă ALPBIC, ALPBIC sau ceva de genul, cred că ar trebui să însemne. Dacă da, băi, coaie, care a dat? Băi, Smokey. El o dat, mă. El o da, mă, el o da fire-ul. Oho, ce am dat-o la polata la malebar, ăla, băi, eu plantez bomba. Stai un pic, plantăm bomba. Poate mai luăm puncte să luăm și noi un rank mai mărișor, așa. Bă, băieți, mi-a revenit Transfectorul, bai 2, probabil că mă întrebați de ce joc pe contul main din nou. Aoleu, vezi că-i sa-i, vezi că-i sa-i, vezi că-i sa-i. Mamă, să mă bată tata săracul de el, coaie, mă puși cu bucile pe fața lui. Ce am dat eu, nici măcar nu l-am văzut, coaie, nici măcar nu l-am văzut. Hai să mai verific dacă filmez. Stop recording, acum filmez normal, dar înainte nu filmam, băgam ea și picioreta să-mi o bag în piste. Bă, hai... În pista ta? Coaie, uite-te, a intrat unul în joc acum, are poză cu Amfle și scrie sub pule pentru cuțit cu Darius 2K. Așa îl chema pe om și avea poză cu Amfle și coaie, de ce, bă? Shadow? 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 Hai, brother, îți dau un fake plant aici, hai, dă-i un pic. Băi, coaie, m-a spart. Bă, ce armă avea, bravo, brother, l-a jucat cu Neghevu să mă bată tata, l-ai văzut? Ăla polata la Malebar, all cup, Neghev, oricum, nu știu cu ce juca. Bă, chiar sunt curios ce rank iau. Tu zici, hai să facem pe pariuri cu aia, chiar am chef de pariuri acum. Tu zici că DMG iau? Da. Eu zic că le. Te-am făcut aici. Eu zic, fie, care e mai aproape? Deci dacă iau MG Elite, tu câștigi. Dacă iau Legendary Eagle sau Legendary Eagle Masters până la global, eu câștig, da? Bun. Hai, vezi, protejează-mă că vine din tunelul din stânga. Vezi că a venit și trage cu Neghev, frătiuc. Vezi că trage cu Neghev, ai grijă. Bravo, frate, te-ai riscat, da, ai câștigat. Hai, broadele, vino cu acest, să-i dau un pic de jump shot aici. Bravo, băi, Smokey. Bă, a dat ei Smokey, sunteți nebun la cap, bă, băieți, a dat ei Smokey. Bă, băieți, îmi spuneți în comentarii dacă vă place programul ăsta de postat. Nu știu dacă ai aflat, Smokey, dar în ultima vreme eu postez... Hai să-mi iau șoave pe scrie treaba. Eu în ultima vreme postez un episod de... Deci, fiind, postez într-o zi episod de competitiv, a doua zi episod de Wingman și a treia zi episod din Danger Zone. Și a patra zi ori vine tot competitiv, gen de la început, ori vine un ceva episod mai special, de ăsta cu Overwatch sau ceva, știi? Ce părere ai, un program așa? Mamă, ce cap era să-ți dau. Bine structurat. Bă, dar de ce îmi dăm doar mie bomba? Care e faza? Vede că eu sunt cel mai șmecher de aici sau care e faza? Vezi că vine de acolo. Afară. Am văzut. Ce m-a păliet. Unul mort. Doi morți. Mamă, ce prefere am dat la asta să mă bată tata. Eu și Kenny ce mai facem de astea să mă bată tata, bă, băieți. Eu și Kenny ce mai facem nebunii de astea. Bă, frătiucule, acum la City în prima rundă n-avem decât să dăm rush, eu să dau rush. Hai să mă gândesc. Tu dai rush acolo pe rampa asta în stânga și o să dau rush inside, pentru că cel mai probabil o să vină inside. Am zis-o bine pe asta, așa-i? Ia să-i furăm ținta la Smokey, să vedem ce țintare. Frumos și că ia să vedem polata la malebară la ce țintare. Mamă, l-are punctuleț palata la malebară. La... Coie, tu n-ai punctuleț. Ți-am furat-o mai înainte și aveai una verde, ești terminat. Chiucli. Chiucli. Oh, i-am dat mare Chiucli, coie, ești nebun la cap, am dat jump shot. Hai să mai dau un jump shot. Chiucli. Cocli, am zis, băi, băiatule, ce mi-a tras-o ăla, vezi că e în stânga, du-te. Nu mai contează, vezi că e aici. E jos și-ți vine cu shift-ul acolo, la crăpătura aia, știi tu, la bubuitura aia. Băi, du-te, mă. Acolo, da, acolo, cred că-ți vine.
Da, acolo îți vine ăsta la asta. Stai, așteaptă după colț. Fix după colț. Stai fix în stânga. Peretele și fix când vine ai dat cap. Nu, 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 după colț acolo, coaie. Păi, coaie, de unde vine? Dar nu mai ascunde cu. Ai, coaie, ascunzi info-ul de ți-l dau. Aici, aici, vine acum, vezi că fix acum îți vine. Fix acum, fix acum. Bravo, frățiuc, ești cel mai bun jucător din, de pe planeta asta. Îți dau info și tomuri. Hai, coaie, două în puii mei. Mi-aș lua Deagle să le dau cap, dar mi-e milă de contul ăsta și o să-mi iau un MP9, să nu mai riscăm. Ești cel mai bun, ești cel mai jucător, băi, Smokey. Cel mai jucător. Să-mi dau cap. Cel mai jucător ești tu, brodere, cel mai jucător ești tu. Mi-a zis ăla, sug pule pentru cuțit cu Darius 2 ca pot juca cu tine. Of, doamne, doamne, bă, vezi. Vrea să joace Shadow cu mine. Bă, ce mi-a dat ăla, ești prost. Of, doamne, cel înjur, dacă dai clash runda asta, îți dau 500 de euro. Eu și Mr. Beast ce mai facem de astea? Trage acum prin smoke. Ah, ce aproape era să-l iei. Descălzine aici, 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 aici. Brodere, mamă, ce faci prey cu Deagle. Vezi că-ți vine, e fix aici, în dreapta, în dreapta. A, acolo, 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 acolo. Mai în stânga, mai în stânga, coaie, mai în stânga. Vezi că-ți vine prin smoke, coaie, îți vine prin smoke, Smokey. Stai, măi, dar ți se pare că am wall. Da, e dreapta, dreapta, spatele tău, coaie. Aici, aici, spatele tău, coaie. Spumata, bă, dar de ce ascunzi info? Că dacă n-ai wall, nu o să-ți iei niciodată bani. Dacă n-ai wall, nu o să-ți iei niciodată bani. Dar nu pot să te ascult așa că spatele tău în ăla. Păi de ce nu poți să mă asculti? Zic, îți trag acum o glunță ca fix cum începe runda și mi-au bani. Vorbești mult mai bine, mă lătai să joc. Du-te, coaie, îți dau kick, nu pot să-ți dau kick. Să mă bată ta kick, coaie, tactical. Hai că tactical, timeout, coaie, fii atent. Trebuie să câștigăm runda asta neapărat, că nu vreau timeout, coaie. Fian ce-l aștept pe căcatul ăsta aici. Du-te în pizda, mă, de 4 lupă bic. Hai, brodere, că mai dau un one tap. Stai liniștit că vin acum pe el. Hai, omoară-l tu, Smokey, am încredere în tine. I trust in your powers. Smokey! Pizda, mătii, Smokey. Vreau să-i dau cuțit. Bine, mă, băiatul. Hai să vedem, mă, băieți, eram că am luat și tu zici DMG, eu zic Legendary Eagle și am luat Legendary Eagle! Master! Bine, dacă vrei! Mamă, bă, băieți, am luat-le bine, adevărul că am câștigat toate cele 10 meciuri, dar totuși, I hope you will die in real life. O să dau disconnect pentru că mi-a făcut trash talk urât rău de tot, bă, băieți, nu se face așa ceva. Așa ceva nu se face. Bă, nu mai jucăm, frate, pentru că am luat deja rank-ul. Vreau în primul rând să am rank pe toate astea și după o să încep să joc mai mult pe fiecare. Mai trebuie un meci de competitiv pe care probabil că o să-l jucăm mâine, că nu o să am promis că maxim un meci pe zi sau două meciuri de wingman joc. De ce dracu are Darius 2 ca poză cu Ample și cu Gagica, să doar el o să știe. În fine, bă, mamă, uite cât Ample și am prin listă, un Ample, doi Ample. Da, de ce, mă, băi? Uite, 3 One Flash, coaie! Să mă bată de astfel, de 3 One Flash? A, avem și un stresul, băieți. Mamă, 3 One Flash am în listă să mă bată tata, bă, băieți. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like și un subscribe neapărat la 70.000 de abonați. Vine un nou live stream de 12 ore. În următorul episod o să jucăm competitiv. Știu că normal ar trebui să vină episod de Danger Zone mâine. Chiar știu că trebuie să vină episoade de Danger Zone, dar vreau să joc neapărat un competitiv ca să iau rankul, bă, băieți. Avem rank pe toate cele 3 categorii de joc. Bă, fraților, sper că v-a plăcut. Dați neapărat un subscribe și un like și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!